Incident la funeraliile reginei Elisabeta a II a un soldat aleșinat în timp ce păzea catafalcul suveranei Marii Britanii. Un soldat din garda regală a aleșinat în timp ce păzea catafalcul suveranei Marii Britanii. Cu doar câteva momente mai devreme, acesta coborâse de pe podium pentru a face o schimbare a soldaților din gardă. Ce s-a întâmplat cu bărbatul și cum au reacționat cei care l-au văzut? Sicriul reginei Elisabeta a doua a fost așezat pe catafalc și este flancat non-stop de militar din garda suveranului, Eoman Warders, din turnul Londrei. De ieri după amiază, de când trupul neînsăflețit al suveranei Marii Britanii a fost depus la Westminster Hall. Sute de mii de persoane în doliu stau la coadă pentru a-i aduce un ultim omagiu celei care a fost regina lor. Cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu reginei Elisabeta. Dar și cei care urmăreau live transmisiunea de la funeraliile suveranei Marii Britanii au fost îngroziți când au văzut că un gardian a leșinat lângă catafalc. Bărbatul a început să se balanceze în picioare cu câteva momente înainte de a se prăbuși în fața platformei. Cu câteva momente mai devreme, acesta coborâse de pe podium pentru a face o schimbare a soldaților din gardă. Ulterior, câteva secunde mai târziu, a căzut pe podea, transmisia live s-a întrerupt timp de câteva minute, în timp ce soldatului i-a fost acordat primul ajutor. Militar din garda de corp a suveranului, divizia gospodăriei sau Eomanu din turnul Londrei păzesc non-stop sicriul reginei care a fost așezat pe catafalc.